Bă, la mine la țară, în grădină, eu am niscaiva viță de vie. Nu multă, dar suficientă cât să iasă în fiecare an câte 2, 3, poate chiar 4 damigene de vin, d-alea mari de 50 de litri. Acum, eu nu-s cine știe ce băutor de vin, și asta pentru că prima dată când m-am bătat, m-am bătat cu vin. Am făcut o poveste despre asta, dar pe scurt aveam, nu mai știu, vreo 6-7 ani și tocmai tăiasem porcul de Crăciun. Iar la pomana porcului, teroarea porcilor, adică taxorul Gixi, alcoolic veteran, mă tot trimitea să aduc vin din cămară. Aveam o carafă de aia de un litru pe care trebuia să o umplu, cu furtunul, dintr-o damigeană de 50 de litri. Și acum, na, carafă după carafă, furtun după furtun, pe la sfârșitul pomenii, mă târam ca șarpili pe acolo, rupt în gură de beat. Bă, frate, dar nimeni nu mă credea, nici pălărie, nici taică-mi-o și nici măcar maică-mea, care i-am spus, clar și răspicat, mă rog, cât de clar și răspicat puteam în situația dată. Mame, eu m-am bătat. Dar nu-i problemă, că m-au crezut toți mai târziu, când am umplut tot patul de vin, amestecat cu carne și șorici de porc. Problema e că de atunci, multă vreme, eu n-am mai putut să beau vin. Ba o bună perioadă după, cum simțeam miros de vin, cum îmi venea direct să vomit. Acum sunt ok, pot să beau, dar nu cred că am zis vreodată, bă, ce poftă aș avea de un pahar de vin. Dacă vin la tine în vizită și tot ce ai în casă e vin, beau și vin, că ce să fac, dar altfel, dacă mă pui să aleg, voi alege berea de fiecare dată. Cu toate astea, nu voi uita niciodată vinul lui tata. Bă, frate, face ăsta un vin? N-a băut neam de neamul tău, ești de bun. Bă, frate, nu știu exact cum îl face, că ține rețeta mai secretă de rețeta de la Coca-Cola, dar iese un vin dulce de zici că-i musc, cu miros de zasa apă în gură și un gust fiind de parcă bei nectar de struguri. Bă, nu exagerez, dar eu n-am văzut persoană care să guste din vinul lui tata și să nu zică că e cel mai bun vin pe care l-a băut în viața lui. Motiv pentru care vinul lui tata a ajuns să fie cunoscut în tot satul. Ba chiar și în afara satului, că am dus de câteva ori la cămindă, vijai și acum îmi zice: bă, Jimmy, când mai faci, bă, știu, cinste cu un vin de la tactul? Aș face sincer, dar problema e că tata ține la vinul ăla mai ceva ca la ochii din cap, de nu i-ar da din el nici lui papa de la Roma. Spre exemplu, vinul din care m-am bătat eu când eram copil, ăla pe care scoteam pentru teroarea porcilor, nici măcar nu era vinul ăla bun, era vin de mâna a doua. Că tata face două serii de vin din aceia struguri. Prima dată stoarce strugurii proaspăt culeși și face vinul ăla bun, după care mai stoarce odată borhotul și face vin de mâna a doua. Așa că dacă ajungi vreodată în vizită la taică-miu, cel mai probabil vei primi vin de mâna a doua, că la bun e doar pentru ocazii speciale. Ce ai, frate, că ține atât de mult la vinul ăla, încât îl ține încuiat în cămară și doarme cu cheia la gât, doar ca nu cumva să-i dea cineva iama în vin. S-a închis cineva, eu sau pălărie, îți dai seama. Bine, acum nu pot să-l judec prea tare, că dacă aș fi în locul lui, nici eu n-aș avea încredere în mine și pălărie. Nu de alta, dar chiar și cu cheia la gât, tot i-am dat de câteva ori iama în vin. Iar prima dată când am făcut-o, trebuie să recunosc că nu s-a terminat bine nici pentru vin, dar nici pentru mine și pălărie. Nu, dar înainte să vă zic cum am atacat noi vinul lui tata, trebuie să menționez că povestea de azi este sponsorizată de Surfshark. Pentru cei care nu știu, Surfshark e un VPN, adică o rețea virtuală privată, care îți ascunde identitatea atunci când navighezi pe internet, pentru ca nimeni rău intenționat să nu-ți fure datele personale. Iar Surfshark nu doar că îți oferă protecție și avertizări împotriva programelor dăunătoare, dar îți permite și accesul la pagini care sunt blocate în România, cum ar fi servicii de streaming sau știri. Ba mai mult, poți vedea toate filmele și serialele de pe Netflix, chiar și alea care nu sunt disponibile în România. Sau poți găsi prețuri mai mici la bilete de avion sau cazări, ăștia având de obicei prețuri diferite în funcție de țara de unde cumperi. În plus, dacă vrei să fii sigur că datele tale rămân ale tale, poți alege Surfshark One, care pe lângă VPN vine și cu antivirus și alerte în timp real în cazul care datele tale au fost compromise de anumite site-uri. Nu, dar acum cât costă toată nebunia asta, că imaginez că nu vrei să spargi o avere pe un VPN? Ei bine, dacă intri pe linkul din descriere și folosești codul JIMMYHEX, vei primi 83% reducere plus 3 luni moca. Iar dacă nu ești mulțumit, poți să ceri banii înapoi, că ai 30 de zile în care poți să anulezi și primești toți banii înapoi. Așa că intră pe linkul din descriere, folosește codul JIMMYHEX și bucură-te de primele 3 luni gratuite și 83% reducere la lunile următoare. No, și astea fiind spuse, hai să ne întoarcem la povestea noastră. Ei bine, povestea de azi începe într-o duminică de toamnă, când eu și pălărie am rămas singuri acasă. Eram ceva mai mare acum, elev de liceu și, spre dezamăgirea mea, pălărie nu prea mai avea chef să ne petrecem toată ziua jucându-ne Mortal Kombat.
În plus, având în vedere că de luni până vineri mergeam aproape în fiecare zi la Internet Cafe, unde descoperiserăm FIFA, Counter-Strike 1.6 și alte jocuri pe calculator, bătrânul nostru, Mortal Kombat pe televizor, nu ne mai atrăgea la fel de mult. Așa că în duminica cu pricina, pălărie, s-a gândit să-l cheme pe Jixi pe la noi, să băgăm o sămânță, o țigară, un pahar de muscă, cu vreo săptămână înainte culesesem strugurii, și eventual să vorbim despre gagici, noua noastră preocupare. Bă, și cum stăteam noi acolo, vorbind de una de alta, la gagici mă refer, la un moment dat Jixi face: bă, pălărie, ai zis că dai un pahar de must, bă. A, da, mă, stai așa. Se duce pălărie să aducă mustul, iar peste 2 minute se întoarce cu o sticlă de 2 litri, plină cam pe jumătate, așa era. Ia, mă, Jixi, ia asta sticla, toarnă în el o gură sănătoasă. Mamă, ce bun e, frate, dar parcă a dat o leacă în vin. Zic, da, păi, are o săptămână și ceva. E bun tare, frate, voi nu vreți? Zic, bă, nu, că am tot băut zilele astea de, cred că dacă mai iau o gură, fac pe mine, drecu. Nici pălărie n-a vrut, așa că toată sticla aia, de un litru și ceva, a rămas pe mâna lui Jixi. Dar ce vorbești, frate, că mai o sămânță, mai una alta, în jumătate de oră, Jixi al meu o dăduse gata, zic. Mai vrei, bă, Jixi, îți mai aduc? Dar Jixi al meu, care dintr-o dată începuse să clipocească din ochi, era: bă, nu, parcă m-a luat o leacă de cap. Zic, ce ai, ești nebun, te-ai bătat de la must? Bă, că stai o leacă sunt să mă piși. Se ridică ăsta în picioare, bă, dar nu face doi pași, că dintr-o dată îl văd cum se varsă caretezatul direct pe burtă. Bă, frate, n-a pus mână jos, n-a pus nimic, s-a dus direct pe burtă de parcă i-a segerat cineva picioarele, zic. Jixi, ce drăg! Bă, dar nu mă-l văd pe pălărie cu rânja pe sub ustă, zic. Ta, firial dracu, pălărie ăla era vin de la tata. Jixi, ești bine, bă? Dar Jixi al meu, culcat acolo pe burtă, era: bă, bă, ce de acum mai poți să miști picioarele, bă? Zic, tai, bă, pălărie, tu ești nebun la cap, dacă intră ăsta în comă. Dar pălărie era: e, intră pe dreacu, ia, bă, Jixi, ia, bea o gură de apă. Bă, bă, ce de acum, bă, mustul vostru. În fine, ridicăm pe ăsta în fund, îi dăm două palme gură de apă, părea că și-a mai revenit o leacă, era: bă, pălărie, mai adă-și-te mus de la amor. Zic, bă, Jixi, hai că știu ți-o cauți, dracu. Ce cauză? Bă, adă-și-te mus de la amor, băi. Zic, pălărie, bă, dă-i bă niște mus, dar mus frial, dracu, nu vin. Ia duce pălărie o cană de must, ia ăsta o gură, dar face: ce poate fi asta? Adă-mă niște mus de la amor, băi. Zic, tai, frial, dracu, de bețâv. Pălărie i-ar mai fi dat, dar numai că restul de mus de la bun era încuiat în cămară. Așa că, după vreo câteva minute, cum nu mai era rost de mus din ăla bun, lui Jixi i s-a pus pata că vrea să plece acasă, era: bă, să vă ia mama, dracu, bă, dacă mai dai niște mus de la bun, bă, mă duc acasă. Zic, cum te duci, bă, frial, dracu, tu nu vezi că ești rupt în gură de beat? Eu? Te mă dai ce, mă duc acasă. Dă să se ridice, dar ce vorbești, frate, că dacă nu-l prindeam, iar să vărsa pe jos, ești de muzic. Jixi, stai drept cu potul, bă, că te vede măta rupt în gură de beat. Dar n-ai, frate, că lui Jixi i se pusese pata și cu asta basta era: bă, tu n-a spus că mă cacat, mă cacasă, bă. L-am lăsat, că ce dracu era să-i fac? L-am ajutat cu pălărie să ajungă până la poartă, dar mai departe am zis: Jixi, ești bine, bă, te descurci de aici? Ia, dă-mă drumul, că mă cacasă. I-am dat drumul, nu de altă, dar nu voiam să dăm cumva ochii cu măsa. Bine, de la noi la poartă până la ei la poartă nu era foarte mult, practic trebuia doar să treacă strada. În fine, pornește Jixi al meu pe 7 cărări la el spre poartă. Bă, da, ce vorbești, frate, că dintr-o dată îl văd cum se fige săgeată direct la Nea Valerică în curte. Nea Valerică era un vecin de acolo, gard în gard cu Jixi, zic: tai, Jixi, unde te duci, bă, frial, dracu? Dar ce vorbești, frate, că Jixi al meu mai că dădea să intre în casă la Nea Valerică, zic, tai, să mă... Intru rapid cu pălărie după el, l-apucând de brațe cum te apucă jandarmii, zic: Jixi, hai, hai, mergi, frial, dracu, hai! Bă, lasă-mă, dacă mă duc acasă! În fine, îl trag cu pălărie de la Nea Valerică din curte, spre norocul nostru nu ne-a văzut nimeni și, cu riscul de a da ochii cu măsa, îl ducem până la el la poartă. De acolo s-a descurcat cumva să intre în casă, zic: pălărie, ție în gură, nu știi dracu că stai prost de băutură, ce dracu ți-a venit să-i dai vin? Dar pălăria al meu rânjind era: dar n-am știut, bosule, am crezut că e bust. Zic, da, mă, n-am știut, pă, dracu, să vezi ce o dai tu acum cu tata când o să vadă că îi lipsește sticla de vin.
Lasă-o că nu știe omul la locul ust. Zic, da mă, că tata nu se prinde că l-ai must. Dar nu s-a prins, cel puțin nu imediat, că îți dai seama atunci când a venit de la oraș, nu s-a înfipt direct în sticla de vin. Bă, dar a doua zi ne-am întâlnit cu Gixi și ăsta era... Bă, ce trec de must era ăla, bă, că mi-a dat temelie, ești nebun. Zic, care-i must, bă, firial, dracu, că ăla era vin de la tata, s-a dat pălărie țacă. Du-te-o, cum dracu să fie ăla vin? Bă, dacă zic vin de la tata, ești nebun, e cunoscut în tot satul. La care Gixi... Bă, dai bun rău, frate, auzi, bă, pălărie, nu-mi dai și mie o sticlă, că mâine seară mă duc pe la vără meu, că-i ziua lui. Zic, ce ai, bă, Gixi, că tata ține vinul în cuiat, ești nebun? O, bă, că vă plătesc, vă dau 50 de lei, ești nebun. La care pălărie, bă, nu știu, hai că văd, dar nu promit. Eu, sincer, am crezut că zici așa doar ca să scape de gura lui Gixi. Bă, dar undeva pe la 12 noaptea, eram în pat, mă pregăteam de somn, când dintr-o dată mă trezesc cu pălărie peste mine în cameră cu o sticlă goală de 2 litri în mână era. Bă, Jimmy, hai repede, hai încoa! Zic, unde e o pălărie, ce ai? Habar repede când îți zic. Mă duc rapid după pălărie, bă, și nu mă-l văd pe nebun cum se oprește în față la cămară cu cheia lui tata în mână, zic. Bă, ești nebun, de unde? Dar pălărie era. Bă, stai, ține aici de 6. Am stat că ce dracu era să fac pălăria, al meu deja intrase în cămară. Iar peste 2-3 minute ieșea pe ușă cu o sticlă de 2 litri plină cu vin de la tata, zic. Bă, pălărie, tu ești nebun? Dar ăsta era, bă, hai repede, hai să o ascundem în lemne. Ascunde noi rapid sticla în șopronul cu lemne, după care zic, bă, pălărie, de unde, bă, cum dracu ai furat cheia lui tata? Dar pălărie era, i-am găsit-o, frate, i-am găsit cheia de rezervă. Aparent, taică-miu, pe lângă cheia cu care dormea la gât, mai avea o cheie de rezervă ascunsă pe undeva, unde, nu știu, că pălărie n-a vrut să-mi zică. În fine, îi vindem noi vinul lui Gixi, ne luăm 50 de lei, toate bune, sincer, nu mă așteptam ca tata se prindă că îi lipsesc 2 litri de vin din damigeana de 50. Bă, dar a doua zi, Gixi era... Bă, frate, cum a fost vinul ăsta, ești nebun? Au nebunit toți aia pe acolo. Bun, eu zic că dacă îi aduc vin de ăsta, îmi dă 50 de lei pe litru, te-ai dilit. La care pălărie, când a auzit de 50 de lei pe litru, bă, ești nebun, 50 de lei pe litru, cât vrea? Nu contează, frate, cât poți tu să-mi dai? Bă, da, îmi dă 50 de lei pe litru. Da, frate, ce ai, cred că dă și mai mult. Așa că unde crezi că eram noi iar la 12 noaptea, ai ghicit, în cămară la tata, cu două bidoane de alea bar de 5 litri. Tragem noi repede cu furtunul, umplem bidoanele, dar problema era că na, cei 2 litri de seara trecută nu se observau. Dar cu cei 10 de acum, parcă se golise damigeana, așa că pălărie face... Bă, fii atent, hai să umplem înapoi cu apă. Nu știu de ce mi s-a părut o idee bună, probabil mâna de adrenalină, dar zic... Nu, păi, hai să luăm apă. Zi și făcut, aducem noi o găleată cu apă de la cișmeaua din curte și ne apucăm să turnăm în damigeană. Bă, dar cum turnam noi acolo, dintr-o dată, ca un glonț ce m-a lovit în ceafă, aud... Bă, ce mama dracu faceți voi aici, bă? Ce ai, frate, că a sărit inima de mine, ești nebun? Ce-a urmat, n-are rost să vă mai zic, dar cred că s-a auzit până la capul satului. No, și cam asta e povestea de azi. Nu uita să intri pe linkul din descriere, să bași codul Jimmy Hex și să profiți de oferta celor de la Surfshark cu 3 luni mocha și 83% reducere la lunile următoare. Mai vreau să ridic un pahar în cinstea celor de la Asus, dar și a membrilor care bă cinstez lunar cu bere. Mulțam fain, bea o bere sau mai multe în cinstea voastră. A, și nu uitați de taraba lui Jimmy, de unde vă puteți lua tricouri și hanorace cu tengură Vijay. Așa că nu da banii pe prostii, ia tricou cu Jimmy, intră pe jimmyshop.ro. Morala poveștii de azi, bă, dacă plănuiești să ciordești vin și apoi să completezi damigeana cu apă, ai face bine ca mai întâi să ascunzi bidoanele ciordite și abia apoi să pui apa în damigeană. Nu de alta, dar eu și pălărie n-am apucat nici măcar să vindem vinul. Cheers! We'll be right back.